La sfârșitul săptămânii trecute, un echipaj de jandarmi care se afla în misiunea de patrulare pe aleea Mărgăritarului din Robăta Turnu Severin a observat un tânăr care fuma, iar la apariția jandarmilor acesta a aruncat din buzunar un plic și un obiect de culoare neagră. Având în vedere atitudinea acestuia, ca urmare a verificărilor efectuate la fața locului, jandarmii au constatat că persoana era minoră, iar plicul respectiv conținea materie vegetală de culoare verzulie cu miros înțepător și obiectul aruncat era un dispozitiv artizanal folosit pentru confecționarea țigaretelor. Apariția jandarmilor, tânărul a aruncat un pliculeț, dar și un obiect care a părut suspect jandarmilor. În urma verificării, aceștia au constatat că este vorba despre un minor din municipiul Drobeta, Turnu Severin, care avusese asupra sa un pliculeț care conținea o substanță vegetală de culoare verzuie cu miros înțepător, dar și un obiect care s-a dovedit a fi un dispozitiv artizanal folosit pentru confecționarea țigaretelor. Jandarmii au întocmit proces verbal de sesizare organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare sau deținere de droguri de risc pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de legea 143 din anul 2000. Bunurile găsite asupra minorului în cauză au fost ridicate și pentru că există suspiciunea că ar fi o substanță interzisă de lege. Acestea au fost predate lucrătorilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți în vederea continuării cercetărilor. Bunurile găsite asupra minorului au fost ridicate și datorită faptului că există suspiciunea că această substanță să fie una interzisă de lege, acestea au fost predate lucrătorilor din cadrul SCCO Mehedinți în vederea continuării cercetărilor, iar în sarcina tânărilor a fost reținută fapta de consum și deținere fără drept de droguri.